După 16 ani în care a fost primar al Brașovului, George Scripcaru a fost învins de contracandidatul Alen Coliban. Într-o conferință de presă susținută astăzi la sediul PNL Brașov, Scripcaru a declarat că nu se va retrage din politică și va rămâne să ocupe postul de consilier local. Vă păstrați locul în consiliul local sau renunțați? Eu am participat și pe lista de alegeri la nivelul consiliului local. Și cred că da, pentru că de asta am participat, adică m-ar fi culmea să dă-mi o tragedie. Prezent la aceeași conferință de presă, președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a mulțumit tuturor celor care i-au mai acordat un vot de încredere pentru încă un mandat de 4 ani. Voi fi alături de toate administrațiile publice din județul Brașov și voi face în așa fel încât pe următorul exercițiu financiar să obținem cât mai multe proiecte pentru județul nostru, să integrăm fiecare comunitate. Adrian Veștea a câștigat președinția Consiliului Județean cu un procent de 46,36%, urmat de Tudor Benga și Marian Rasaliu.